Întrebarea zilei. Întrebarea zilei. Antrenament mental. Care face bine răului cotidian? Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine i-ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei. Suntem astăzi cu invitatul special Oase. Salut, Oase. Salut, salut, salut toată lumea. Bănuiesc că știți, câștigătorul de la Asia Express. Oase, aș dori să te prezinți tu într-un minut, două minute, cât vrei. Ce vrei tu să afle oamenii despre tine? Mamă, un minut, două, să vorbesc despre mine, mi se pare extraordinar de mult. Oase, mă cheamă Dungă Costin Ionuț. Da, am câștigat Asia Express, după aia l-am prezentat și am făcut multe tâmpeni în viața mea. Cam atât. N-am cu ce să mă laud. Am și o pisică, na, dacă trebuie să mă laud cu ceva. Cam atât. Spune-mi, Oase, dacă în momentul acesta cineva ar veni la tine, ți-ar pune mâna pe umăr și ți-ar spune, băi, lasă-l pe Costan în pace cu întrebarea zilei, du-te în vacanță unde vrei tu, care este prima destinație care îți vine în cap? La bar, sincer, zic, nu prea sunt adeptul la vacanțe, de fel. Adică nu, mi se pare că eu nu văd rostul la vacanță. Chiar asta așa mă citam cu prietena mea, că eu nu înțeleg vacanțele. Adică nu, atât cât pot să fac ce-mi place, pentru mine e mai degrabă să muncesc, să fac ceva. Dar dacă ar fi să aleg așa un loc, maxim, mai spune, adică un oraș preferat ar fi Tokyo și Barcelona, unul din ele. Acolo aș dormi toată ziua. Am vrut să mă mut Barcelona, dar nu mai se poate. Deci, da, cam Tokyo sau vacanță. Barcelona, te duci la aeroport și vezi avionul pe care îl găsești disponibil primul și pe ăla l-alegi. Da, sau care mai ieftin. Păi nu, că asta zic. Omul acela care ar veni și ne-ar strica interviul, ți-ar plăti și vacanța. Tu doar să alegi unde. A, Brazilia, dacă plătește în Brazilia, în El Brazil, acolo să mă bat cu oamenii, să mă omor cu ei. Acolo, în favele acolo? Da, 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 sincer, da, 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 e mișto rău acolo. Pare periculos, de-aia îmi place. E un mic Pantelimon al Braziliei, sau mare. Da, în Brazilia, da. N-am fost niciodată. Deci Brazilia rămâne. Da. Da, țin să zic că da. Cum îți începi tu dimineața, Oase? Ai un tabiet anume care îți face mai ușoară intrarea în problemele din zi? Păi, sincer zic, am o mare, mare problemă cu diminețile. Nu suport să mă trezesc, vorbesc, mi-e greu rău. Eu când mă trezesc, dacă mă trezesc și mai devreme de ora mea biologică, așa se zice, nu? Da. Da. Trebuie să mai stau vreo jumătate de oră degeaba. Mortăciune, stau așa. Și mă popereți, vorbesc cam așa, mă, ce, nu beau cafea niciodată, n-am băut în viața mea. Deci nu fac nimic dimineața, stau până pot să-mi aliniez gândurile. Adică chiar nu suport dimineața, e simplu, nu-mi place. Nu pot, domne, să mă trezesc, e greu, nu vreau dimineața. Dimineața acum, din punctul meu de vedere, este relativă, adică atunci când e dimineață pentru tine, poate să fie dimineață la ora 12 sau dimineață la ora 7, depinde de fiecare om în parte, știi? De acord total, de acord total. De-aia zic, ora biologică a fiecăruia, că da. Vorbeam numai și cu tatăl meu care se trăiește în fiecare zi de 2-3 de ani la 6 dimineața și mă suna pe la 9 și zic, tata, dorm. Și zic, cum mă, la ora asta, că e deja de vreme. Îi spun, băi, lasă-mă, că așa mă trezesc, stau noaptea mai mult, lasă-mă să dorm. Da. Chiar e pentru fiecare ora. Dar sunt leneș. Dimineața pentru mine este lene, sincer zic. Urăsc dimineața. Îți ia ceva până te aliniezi în ton cu universul? 100%. 100%. De multe ori nici nu mă aliniez, dar cumva trebuie. Când sunt forțat, trebuie să fac. Da. Bune, Moase, ce te teleportează pe tine cu gândul imediat în copilărie? Un miros, un sentiment anume? Oh, ce tare asta. Ce mă tare? Mă, eu când mă gândesc la copilăria mea, mă gândesc foarte mult la prieteni. La când m-am apucat eu de breakdance, că am lansat breakdance 15 ani. Eu nu prea am stat în spatele blocului. Stăteam la Palatul Copiilor, pe marmură și dansam toată ziua. Adică plecam la 10 dimineața în vacanță și atunci mă trezeam, ca idee. Plecam la 10 dimineața și plecam la 11 seara, stăteam numai cu prieteni și ne rupeam coatele și tot. Fix mă gândesc la dans, cât am dansat și la toți prietenii mei. Deci jur că mă gândesc la jegul ăla de pe mâini după ce ne antrenam, care nu este foarte sănătos acum, dacă stai să o gândești, dar ca copil nu prea am stat mult în spatele blocului, fix făceam, între ghilimele munceam, că făceam de plăcere, dansam toată ziua. Acolo mă duc cu mintea, că am dansat și că, mamă, ce mișto era.
jur. Da, cam asta, acolo mă duc. Ai avut un desen animat care atunci când erai mic te-a fascinat? Oh, și am și acum. îmi plăceau foarte mult Tasele Ninja. Se păreau că erau foarte tineri din canal. Le asociam așa cu oamenii urbani, cu boschetare și mi se părea foarte tare ideea. Că nu erau ca toate desenele de era ăla super ok, ăla rici, era bogat, avea și de-aia era deștept și nu știu ce. Da, nu, mi-a plăcut ăsta da. Slums. Adică mi se părea așa, boschetarii desene animate, cum așa, asociam eu. Și mi se părea că, bă, cam asta e realitatea, nu e totul doar Superman și Ezia Riz și bla, bla. M-a plăcut foarte mult atunci Testoase Ninja și motomarțieni. Motomarțieni, erau aici care mergeau pe niște motoare. Și chiar răi băieți, mamă, ce fioroși erau, badass. Da, super cam tare, super tare. Mi-am amintit și eu desenele și chiar... Chiar mă uit la desenele din ziua de astăzi și n-au nicio legătură cu cele la care ne uitam noi. Dar nu, mama, asta este. Nu știu dacă e de bine, nu știu dacă e de rău, doar pot să observ asta. Evoluează într-un fel sau altul, tot evoluție se numește. Acum, dacă mai înțelege lumea, o să înceapă, o să zică că sunteți boomeri, bla, 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 sau ceva genul ăsta. Dar chiar fiecare cu timpul lui și cum îi se așterne în funcție de vârstă și vreme. Da, sigur. Uite, dacă eram acum copii, cu siguranță ne bucuram de aceste desene care sunt acum, așa cum ne-am bucurat la rândul nostru în timpurile acele. Exact. Și așa cum o să fie când ei ori să ajungă de vârsta noastră, ori să zică la copii, bă, dar ce vă uitați, mă, ce polcării vă uitați. Da, 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 exact. Dar totuși, singurul avantaj este că eu sunt născut într-o generație destul de mișto, 85-90, unde, bă, atunci se inventau multe chestii. Adică nu prea poți să te bați cu Tom și Jerry când atunci erau create pentru prima oară și cât de greu erau făcute și tot. Da. E o mică, că totul era la esență acolo, ca și muzica în 70. Era un... America cânta oia jazz din suflet. Acum te duci la Costioniță și face 15 piese. Oase, ai vreo superstiție? Deci... Sunt foarte sceptic. Când zic foarte sceptic că nu există, sunt cel mai sceptic om de pe pământul ăsta. Nu cred în superstiție, nu cred în noroc, dar dacă ar fi să cred într-o chestie, este superstiție de asta așa, ar fi nu fă rău că ți se întoarce, dacă intră în categoria asta. Cam asta ar fi. Adică fii om cât mai bun și totul vine de la sine. Cumva energia funcționează, nu neapărat superstiția în mintea mea. Cred că aveam o întrebare pentru tine pe care oarecum ai anticipat-o, dacă ai un motto sau un proverb care ți-a devenit filozofie de viață. Când ți-e foame, mănânci. Asta e filozofia. Vorbesc eu, când ți-e mănânci. Și chiar dintr-un anime, One Piece, care este un personaj principal, care este un retard, efectiv, dar el e liderul și cam ăsta e motto-ul. Când ți-e foame, mănânci. Dacă vrei ceva, fă-o. Atât. Că tot veni vorba de mâncare... Care este cea mai ciudată combinație de mâncare pe care ai mâncat-o vreodată? Băi, dar nu, eu am crezut că am mâncat ciudat până am fost în Asia Express. Băi, nu știu, deci în India, când am fost în India și am participat, am mâncat niște chestii extraordinar de dubioase. Și acolo eram obligat. Când am fost în Filipine anul trecut și nu eram obligat, puteam să mănânc ce vreau, zic sincer, au fost chestii mult mai ciudate. Cum ar fi stinky tofu. Nu-i de ajuns că eu nu mănânc tofu și nu înțeleg tofu. Mai apare și chestia asta înainte, stinky tofu, că sunt niște chestii care pe mine mă depășesc total la mâncare, sunt foarte fițoși și foarte scârbit, cred că ăsta e cuvântul, da, sunt foarte scârbit la mâncare, am probleme destul de mari, fițos, sunt foarte fițos, deci orice ar fi cu pește pentru mine este moarte clinică, nu vreau să văd pește, nu mai suport, nu și alergii la icre, nu pot să văd, dacă văd pește mă ia capul de nervi, vorbesc serios, nu pot, ciudățenii nu, o gră prea multe, sincer, sunt prea multe ciudățenii ce am văzut. Gândaci, șerpi, puși pe băț ca și când stacadele. Nu, nu, e dureros, crede-mă. Mai bine mă trezesc. Nu, e dubios tare. Deci nici cu pescuitul să înțeleg că nu ești familiarizat. Am o amintire cu niște prieteni de-ai mei. Când eram mic, să ai la pește. Și stai la pește, mergi la pește. Și au activat toate plăcerile mele într-o singură zi. La modul, m-au trezit la 5 dimineața, ceea ce mi-am zis că de ce mă, de unde, nu merge să ne relaxăm. După ce că m-am trezit la 5 dimineața, mi-au dat un băț să-l pun în apă și mi-a zis cineva, și acum așteptăm.
Și eram, ce te aștept acum? Nu, nu pot să înțeleg cu cui tu vorbesc. Nu, nu este de mine. Prefer să zic asta. Nu, na. Nu. Dacă ai putea călători în timp, Oase, ce ți-ar plăcea să vezi? Trecutul sau viitorul? Mamă, știu că sună foarte ciudat, dar nici una, nici alta. Sunt foarte mulțumit de unde sunt. Nu mă interesează viitorul cu nimic, nici trecutul. E că prefer să trăiesc momentul acum cât sunt. Hai, cum am făcut multe greșeli la viața mea și totul să fac, probabil. Dar nu m-aș duce undeva. A, ba, nu, m-aș duce la un meci de Real Madrid-Barcelona să văd și eu finală. Atât. Da, mă duc la 5-4 Barcelona cu Real, numai și Vincian și aș pune la pariu. Scorul, golurile ce le dă. Și... Da. Auzi, alegi să răspunzi invidiilor sau răutăților atunci când îți sunt aruncate evident în față? Sunt destul de închis, nu știu să zic, cum să zic cuvântul, nu prea mă afectează mai nimic din ce îmi zice lumea și cumva mi se pare că e ok. Mulți prieteni mai apropiați zic, bă, tu ești mai prost de fel și probabil de aia nu le bagi în seamă. Dar eu consider că e un talent efectiv. Chiar sunt chestii care te afectează. A fost și pentru mine un caz destul de celebr la ora actuală și o ceartă destul de mare în care am fost și fix primeam multe mesaje și multe chestii care, sincer zic, nu mă afectau, mai ales când eu știu că dorm foarte bine și noaptea în cauza situației, știi? Nu prea mă afectează părerea oamenilor deloc. Mai degrabă cei apropiați, dacă îmi spun niște chestii mărunte, la modul, bă, te-ai îngrășat un pic sau ceva și nu spun cu răutate, mă afectează mai tare, dacă este cineva cunoscut. Dar în rest, nu știu dacă pot să înjur, că ziceam, mă doare undeva, știi? Da, da, am înțeles. Uite, când simți că ești vlăguit și te-ai consumat foarte mult, care este modul tău de a-ți reface bateriile, de a te relaxa? Mă joc. Dacă ar fi după mine, viața mea ar fi să mă joc pe PlayStation, pe calculator, pe orice ar fi, non-stop. Asta aș face toată ziua și aș putea să mă joc și 20 de ore. Când era de mic e problema asta, de mic. Mă jucam în spatele blocului la mama, unde aveam, mama are un magazin și în spatele blocului erau manete de alea, aparate, de arcade game-uri de alea vechi, da, da, mecanice. Da, da. Și acolo rămâneam eu și mă jucam singur, nebun, și mă jucam până m-a dus la psiholog, mama mă credea Ryu din Street Fighter și la mine, deci orice aș avea probleme, eu mă pun și mă joc. Vorbesc foarte serios. Am fost la concursul de Mortal Kombat, de Fighting Games, competiții internaționale, adică asta fac și asta nu prea știe nimeni despre mine și nici n-aș vrea, adică e mișto. Bine, zici că sunt smiley, de trebuie să știi, mamă, nu caută lumea despre mine, nu, ca idee, asta este My Little Thing și acolo mă relaxez cel mai mult. Mă joc și mă juca. Ce să zic, acum rămâne secretul nostru. Da, 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 noi și internetul. Oase, dacă ai avea o oră sau două să stai de vorbă cu un star de la Hollywood, cu ce star ți-ar plăcea să petreci o oră din viața ta? Să îi pui niște întrebări, să afli mai multe despre el, să înveți de la el lucruri. Ok. Mamă, nu știu întrebarea asta. Deci dacă ar fi așa să aleg ceva mai comercial sau Hollywood efectiv, aș putea să zic maxim, aș fi vrut să vorbesc cu Keanu Reeves, maxim. Pare destul de tare și văd o grămadă de chestii despre el în știri și bla bla. Ce știu eu despre el este că a donat foarte mulți bani când s-a filmat filmul Matrix pentru echipa de producție video, ceea ce știu ce înseamnă, pentru că și eu am în asta am lucrat foarte mult timp, montam, editam și filmam și știu exact ce, în ce constă. Dar așa n-aș vrea să știu nimic despre nimeni de, care nu mi este dat. Este într-adevăr o persoană deosebită din ce am citit și eu știu cu echipa de cascadori, știu că le-a luat tuturor câte o motocicletă de care avea și el. Da. Din câte am auzit acum, el a rămas foarte fără niciun bani, adică a rămas fără bani. Nu prea le interesează bani, el merge cu metrou, că tot apar filmețe pe internet cu el la metrou și lumea care spune, uite bă ce uman e, că e ca și când restul sunt ultimii fraieri de merg cu metrou, știi? Adică el chiar duce o viață destul de normală cât se poate pentru el, că totuși este Keanu, nu prea pot să stai în umbră fără să vrei. Da, dar, da, mă rog, da, mi se pare mil și la locul lui, sincer. De-aia mi s-a părut. O modestie de la care mulți am avea de învățat, sincer, din punctul meu, da, de vedere. Avem de învățat de la orice mișcă, din punctul meu, orice om avem de învățat. Bineînțeles, și eu sunt de părere că
De la mai ales doamna de serviciu, de în scara blocului, până la cel mai mare CEO sau cea mai mare vedetă, de la fiecare om avem câte ceva de învățat, numai să fim deschiși și atenți. Da, să ascult, da, să ascult înainte să vorbești. Da, de acord. Oase, care este filmul românesc pe care l-ai revedea oricând cu mare plăcere? Filmul românesc? Wow, stai un pic, că aveam câteva foarte bune. Undeva în Palilula mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut foarte diferit. Și nu mai știu, deși, Doamne, nu pot să cred că am uitat Furtul. Acum vreo 2 ani a fost filmul lui Puiu. Jur că nu mai mi-aduc aminte. O să, până la sfârșit nu mi-aduc aminte și îți mai zic. Dar în mare parte, undeva în Palilula mi s-a părut destul de o încercare foarte diferită de a face ceva. Știi? Și mi s-a părut foarte interesant și ideea în sine. Multe concepte mai împrumutate sau inspirate, dar foarte drăguț, sincer. Mm-hmm. Scenariul destul de slab de vedere, dar m-a gândilat că m-am căsătorat să văd filme românești despre comunism, despre revoluție, despre tot, știi? Da, și da, mi se pare da. Încearcă total altceva. Așa a făcut și Kurosawa pe vremuri și ideea s-a născut și Star Wars din cauza lui. Toată lumea copia după el. Adică când încerci să faci ceva diferit, o să funcționeze, părerea mea. Indiferent dacă e bine sau rău. Spune-mi ce te face să nu-ți placă o reclamă, să o detești, să îți câștigi antipatia imediat. Excelent! Stai jos, am să spun o poveste. Tot. Deci nu-mi plac reclamele proaste deloc. Am o problemă foarte mare. Și zic sincer, mai ales tot ce văd pe la noi pe România, mi se pare așa lipsit de decență și nimeni n-are tupeu. E la modul, hai, ok, facem așa, ce avem? Farmacie, bun. Pune-i să cânte, să zică că e veselie, dar tu la farmacie vii deja cu probleme, știi? La noi nu prea există decență foarte mare și vorbesc general, nu-ți vorbesc strict de câteva excepții. Dar o reclamă bună, pe lângă faptul că trebuie să ai un DOP extraordinar, un regizor și o producție, care la ora actuală toată lumea are bani să facă chestia asta. Dar sunt reclame de la telefonie, nu dăm nume, în care văd același tipar și cum începe reclama, zic, asta e de la nu știu cine. Clar, le vezi din prima că au același tipar. Pentru că toți funcționează pe un standard care trebuie să meargă. Bă, așa trebuie să facem o reclamă, știi? Să funcționeze. Acum, cu toate problemele cu Black Lives Matter și cu tot, vezi tot felul de genuri de oameni acum. Vezi cum două fete se sărută într-o reclamă și ești la modul, bă, dar până acum de ce n-a fost? Dar stai că acum e în interes, știi? Toate sunt făcute fără decență, părerea mea. Mm-hmm. Mare parte la noi în țară. E mult mai ușor să faci rețeta de bază decât să încerci să adaugi ceva, să folosești ceva nou, să încerci să faci reclama. Bine că vin iarăși la noi și că trebuie să funcționeze, știi? Sistemul românesc. Mă rog. Uite, din păcate, da. Am avut aici un blocaj. Cred că cei de la telefonie au auzit și au pus puțin scaunul pe firul de internet pentru că s-a blocat acum. Nu are eroare, știi? Clar. Asta mă urmăriți. Gata. Care ești, mă, acolo? Care ești, mă, acolo? Hai, gata, că schimbăm subiectul, lăsați-ne și nouă internetul. Mai dați-ne două găleți de internet, că mai avem și noi câteva întrebări. Spune-mi, care este peisajul care te-a lăsat fără cuvinte? Peisajul. Mai, deci când am stat în Japonia și cât am stat ceva timp, nu mai știu exact cât timp, chiar am stat foarte mult timp, ce am văzut eu în Tokyo primul an, mi se părea la modul, vai, șocant, mișto. Băi, când am văzut am fost în Miyajima, o insulă din Japonia și peisajul de acolo pe mine m-a spart pentru că treci printre căprioare, nu poți să cumperi apă, lumea îți oferă apă, sunt niște case de când vine fluxul de apă, ele se mută, adică și am stat la templu vreo 2 luni de zile. Acolo, liniștea de acolo, știi cum e, că vezi în toate filmele când răsăritul ăla și stai și te uiți ca prostul. Eu puțin mai, nu am foarte multă empatie general, dar când am fost acolo era la modul, bă, da, are logică. Stăteam foarte relaxat după o zi de muncă, în picioarele goale și mă uitam așa, de pe un munte, mă uitam așa, cum răsare soarele. Și eram, nu o să mai simt chestia asta. Peisajul suprem este starea în care ajung eu în anumită situație, știi? Da. De azi. Și acolo, pe mine m-a spart ca peisaj.
Da, a fost ceva diferit pentru mine. Da, foarte, foarte frumos ce spui. Și eraș puțin. Auzi, în tot timpul ăsta cu breakdance și cu activitățile pe care le-ai desfășurat, spune-mi, s-a întâmplat vreodată să te lovești la cap și să te trezești la realitate? Odată pe săptămână. Odată pe săptămână mă lovesc de tot. Dar tu zici la modul fizic să mă lovesc? Da. Am fost și în comă, nu fizic. De când am căzit și... Metaforic sau fizic, dacă chiar fizic. Eu fizic mă referam, dar... Da. Dar e ok și metaforic. Am avut, până la urmă... Nu, am căzut, am fost la un concurs de mult și un prieten a intrat pe fără să vrea dintr-un sincron, mi-a dat un picior în cap, m-am trezit de la spital, am fugit din spital a doua zi, m-a avut un chis mic, mi-a rupt piciorul de 3 ori, genunchiul stâng și drept, m-a avut 5 operații, operație pe tibie, dublă fractură, umerii dislocați, gâtul sucit, degete, nu-ți mai zic, dar astea micuțe de încheieturi, de... Astea la ordinea zilei, sau că mai dai cu detectorul de mobilă în mobilă. Nu, astea am avut destule, multe accidente. Pe față, dar nu se vede, că de-aia o barbă am aici, operație aici, aici. Dar nu toate de la breakdance, dar în viața mea. Am fost foarte teribil când eram mic, săream de pe bloc, făceam toate tâmpelele, eram adrenalină. Da, 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 da. Și am avut câteva și sper să nu mai am. Și Nase Express mi-a rupt piciorul, na. Știm, știm. Deci ai putea fi un studiu pentru cei de la medicină, al oaselor, al operațiilor, intervenții, una alta. Da. 100%, da. Oase, ce animal ciudat de companie ți-ar plăcea să ai? Alpaca. Alpaca. E, nu știu cum e, arată ca o alpaca. E chestie. Alpaca și lup, mi-ar plăcea. Iar ni se oprește internetul? Nu, eu zic că merge acum. Nu, mai faci figuri, n-a normal, ca orice lucru în România trebuie să-l împingi un pic de la spate. Sau să facă figuri. Da, da, să-ți facă figuri cu banii tăi. Conduci? Ai carnet? Nu am carnet, urăsc mașinile. Am mașină la firmă, dar nu am nevoie. Nu. Bicicletă, trotinetă, skateboard, longboard. Nu-mi place, serios. Nu-mi place să conduc, dar deja devine o necesitate, din păcate. Uh-huh. Încă sunt copil, mă duc pe bicicletă. Na, nu-mi place să conduc. Mi se pare că e o bătaie de cap, o pierdere de timp să stai în mașina aia. Sincer, când poți să te plimbi pe bicicletă, nu sta adeptul. Dar devine o necesitate, în schimb, asta e nașpa. Și cam cum ar arăta mașina visurilor tale? O știu cum se numește, că râdeau toți, dar au râs toți de mine în Asia Express. Mașina visurilor mele este Opel GTC. Băi, așa frumoasă. E o mașină normală. Că ziceau, bă, n-ai știu, un Ferrari, vreun ceva, vreun McLaren, vreun, nu mai știu ce mă firme. Mai ziceau, nu, dar îmi place rău aia, cum arată în două uși, așa, este gravă rău de tot, e frumoasă rău de tot. Și nu-i scumpă sau ceva, dar e o mașină frumoasă, mie îmi place rău. Ai un tabel săptămânal sau lunar unde te uiți cam pe ce cheltuiești cei mai mulți bani? Nu. Nu prea țin evidența, dar sunt destul de zgârcit de fel, să știi. Adică nu prea consum bani pe extravaganțe, cred că ăla-i cuvântul. Adică doar strictul necesar. Ce am nevoie zilnic? Țigări? Să mănânc? Și în rest, dacă îmi face mie cu ochiul un tricou sau ceva, îmi iau. Dar acum, în ultimul timp, după asta expres, după asta intră toți și zic că sunt influencer și mai trimit un tricou, două, mai am prieteni, mai îmi dau, dar așa în rest nu. Pe jocuri. Dacă apar jocuri noi, nu există. Că și acum știu că apare PlayStation 5 și am spus la barbă, trebuie să trage mai tare anul ăsta, că apare PlayStation. Acolo nu mă uit. Sau de mai mult, cred că eu mai mult am luat la pisică decât mi-am luat eu, mie, sincer. Nu prea simt nevoia să ții 50.000 de haine sau ceva, nu. Îmi plac cămășile de fel, cât mai colorate și mai stupide. Și mai iau, mai după la second hand, mai găsesc pe acolo. Da, normal că acum mă sună toată lumea. Scuze. Nu știu să-l închid cumva. Da. Dacă ai avea 1.000.000 de euro, în ce ai investi, Oase, în momentul de față? În momentul de față? În aviație și în Horeca. Asta este Asta aș face acum. Pentru că acum este plaja perfectă de antreprenoriat și poți să... De acum, dacă ai bani, poți să faci
milioane dacă e vorba despre asta. Dacă business acum unde văd că este lipit de pământ, acum aș investi în Horeca și în, cum se zice, aviație, am zis bine, în avioane. În... Da, da, aviație. Aviație, nu știu cum să numești. Da. A, bine, dar cu 1 milion de euro ce să faci la firme de aviație? Îți ești o ușă. Două, un motor, ce? Cred că un motor e enorm, o ușă, într-adevăr. Nici o ușă, zic eu, o ușă, da. Spune-mi, care este ultima aplicație interesantă pe care ai descoperit-o? Aplicație? Da, Zoom-ul. Da, da. Zoom-ul. Zoom, că nu știam despre el. Am mai avut odată, că nu știu ce trebuia să fac, de-asta o ședință live cu mai mulți și m-am uitat pe acolo. Dar Zoom mi se pare fascinant, că vorbeam și cu tine la început, înainte, că bă, unde am ajuns în 2020, cu nimic, înainte trebuia să ai atâta, băgai, schimbai fire, tot. Da, da. Dar acum, foarte fain că poți să stai să vorbi. Eu știam pe WhatsApp, vorbeam cu oamenii pe WhatsApp sau pe Facebook, ai message de ăla sau cum se numește, da, ai FaceTime. Dar aplicația asta am văzut că poți să vorbești cu mai mult, să bagi background, ceea ce mi se pare șocant. Nu știu cum, că aș băga și eu acum, dar fie. Să schimb background-ul și chestii. Și pe vremuri, eu dau seama ce înseamnă să trachez un personaj, ca să poți să schimb background-ul. Da. Editare întreagă. O echipă și întreagă știu... trebuie. Da, da, da. Și acum vine unul de deșpear. Salut! Sunt în Miami și pe spate e fundal tot. Mi se pare awesome. Nu știu cum să fac aia, nu știu, dar, mă rog. Sincer, nu știu nici eu cum. Am văzut ceva pe aici, dar... Da, 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 anyway. Da. Nu vreau să stric. Ia, vezi că am găsit, scuze. Ia uite, mamă. Unde ai apăsat? Nu mai știu, stai așa. Stai că-s pe lună. Ok, wow. Na, dar eu mă chinui să filmez aici în bucătărie, că puteam să mă duc pe WC și puneam un background ăsta, frate. Am dat pe Zoom acolo, pe mijloc, dar nu știu cum e la tine. Nu. Ia, pe lună. Gata. Ia uite. Păi aviație, tată. Ia uite, poate. Da, la more acolo. De parcă suntem la știrile Pro TV, știi, când încep știrile Pro TV. Da. Dragi. Super. Ia uite, mie îmi prinde așa fața, parcă mă transform, robotizat. Terminator. Hai să scoatem, că după aia nu mai las-o să fie atent. Gata. Ia, stai. Așa. Mamă, da. Dacă puteam să adaug și o poză, cred că mi se părea și mai tare, că băgam cu Pamela Anderson, cu ceva. Mă rog, da. Hai să revin. Spune-mi, care este cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat vara aceasta? Vara aceasta? 2020. Chiar dacă istoria verii 2020 s-a dus, care e cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat? Deci, pentru mine, cam cel mai bun lucru ar fi... Eu sunt de fel și cam bipolar, și optimist și pesimist. Tind să zic strict pentru mine că ce s-a întâmplat în perioada asta cu toată alarma asta a pământului, mie îmi pare un lucru foarte bun, deoarece se trage un semnal de alarmă pentru viitor și spune la încercare toate calitățile de antreprenor, de tot, adică mie îmi place să mă chinui. Eu zic sincer, mie îmi place să lucrez, să muncesc, că mi se pare că în tensiune rezolv cel mai bine lucrurile, așa că tot ce s-a întâmplat anul ăsta mondial, pentru mine n-are cum să fie decât de bine și doar mă obligă să fiu mai deștept, să forțez, să învăț mai multe lucruri și să fiu mai focusat. Cred că am zis bine, da. Da. Am cam răspuns la întrebare, dacă cam mai era. Pentru mine a fost bine, s-a întâmplat că mă obligă, mă forțează. E nașpa să stai toată ziua degeaba să fie bine. Vorbesc serios. Deci trebuie acolo trebuie un trigger ca să... evident. Exact. Oase, întrebările mele pentru tine s-au terminat. Acum, conform obiceiului, ar trebui și tu să adresezi o întrebare a zilei pentru cei care ne urmăresc. Bun, am o întrebare pentru toată lumea care ne urmărește și este așa. Dacă ar fi să alegi, n-ai nicio șansă, deci ori dreapta, ori stânga, ce alegi? Salată de băf sau salată de vinete? Asta e prima mea întrebare. Vreau să văd ce zice lumea. Sincer, eu nu pot să aleg între astea două, nu pot. Mi se pare imposibil. Dragilor... Așteptăm cu mare interes răspunsul vostru la întrebarea lui Oase. Spune, Oase, unde te găsesc oamenii și ce proiecte de viitor mai ai? Acum, ca să fiu cât se poate sincer, momentan n-am niciun proiect de viitor.
N-am niciun viitor, am nimic. Momentan sunt în starea care sunt, mă găsiți pe la Cuma Bar și unde te aștepți pe tine să bem o bere, să și vorbim nu doar virtual și să nu mai băgăm virtual backgrounds, să vorbim Facebook. Da. Și unde se află exact? Strada Colței 50, pe la Rosetti. E un bar destul de convențional, avem o piscină micuță în mijloc de copii cu un manechin aruncat pe acolo, mă rog. Este destul de relaxat. Pe acolo, dar în rest, proiecte de viitor, habar n-am ce fac și nici nu mă interesează. Ce vine, vine și cum o veni, o veni. Până atunci n-am de gând să stau să mă stresez, cu toate că fac asta, să stau să mă gând ce fac cu viitorul meu. Dacă am ce mânca și abia, bine că am bar, că am ce să beau, nu beau mințile, e ok. Nu știu ce urmează să fac și nici nu vreau să știu. Ce o fi, o fi. Momentan fac asta. Ceea ce mie îmi place și îți mulțumesc foarte mult pentru ocazia asta. Eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat. Abia aștept să ne vedem. Uite, zilele viitoare promit că vin să bem o bere. Mulțumesc celor care ne-au urmărit. Îți mulțumesc încă o dată, Oase, pentru că ai acceptat invitația. Mulțumesc și partenerului Media, pagina de media.ro, pentru că va prelua acest material. O zi frumoasă, numai bine tuturor și puneți-vă întrebări pentru că altfel vă puneți mintea la contribuție. Întrebarea zilei. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian, dar oare bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei.